Bun găsit, Ioana, într-adevăr, Andrei Vochin lângă mine. În sfârșit, Andrei, o zi fără surprize la acest mondial. Anglia o bate pe Tunisia pe 2-1. Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut la Anglia în seara asta? Mi-a plăcut cum a început. Mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că dintre echipele mari care au jucat contra echipelor cotate cu șansa a doua, s-a descurcat cel mai bine. În a desface un adversar, am văzut multe echipe, Argentina, eu știu, Uruguay, chinuindu-se cu astfel de adversari mici. Mi-au plăcut cum au desfăcut jocul, mi-au plăcut că au avut viteză și mi-au plăcut cum au abordat fazele fixe, pentru că până la urmă jocul a fost deschis de un astfel de moment fix. De altfel, Anglia, cred că aici așa impus punctul de vedere până la urmă, la fazele fixe, toate loviturile libere laterale sau cornerele au ajuns pe capetele jucătorilor britanici și mai departe s-au transformat multe dintre ele în ocazii mari. Cum de s-a complicat meciul Angliei? Că eram împreună, ne uitam la partidă și după ce a început meciul am spus Anglia câștigă fără probleme, multe ocazii, după care totul s-a rupt. Ce s-a întâmplat? Păi e nevoie de un licăr de ăsta, așa, de o scăpărare a echipei mai mici pentru a prinde încredere. Și asta s-a întâmplat din prostia pe care a făcut-o Walker, cred că a fost acolo, cel care practic a făcut cadou acel penalti. În momentul ăla, unii câștigă încredere, ceilalți își pun deja niște semne de întrebare și, fiind un joc de ăsta, se pot întâmpla și foarte multe schimbări pe tabela de marcaj. Îmbucurător pentru englezi este însă faptul că au crezut, până au mers în continuare, n-au schimbat foarte multe lucruri și până la urmă tot o fază fixă le-a adus succesul. Și poate că, stăteam să mă gândesc, poate și că acea remarca lui Stephen Hawking, care a spus că dacă se vor îmbrăca în roșu vor avea mai mari șanse, 10% șansele lor vor crește să câștige, și iată îmbrăcați în roșu azi câștigând, mi-au însă aminte că în roșu au fost îmbrăcați când au câștigat ultima singura cupă mondială. Propune ceva interesant Anglia, ca și Belgia, dar până la Belgia vreau să discutăm despre Anglia, și anume că joacă în apărare cu 3 stoperi, ceea ce nu fac celelalte mari echipe de la acest mondial. Adică Anglia și Belgia sunt singurele care practică acest modul. Dar vreau să ne explici un pic, pentru că avem aici așezarea Angliei, cum încearcă Southgate să joace și ce presupune acest sistem. Da, e un sistem care îți oferă o siguranță în zona defensivă, pentru că împreună cu Henderson, cei trei fundași centrali încearcă acolo să facă legea în zona aceea de teren. Creează foarte mult spațiu pentru doi fundași laterali foarte ofensivi și Trippier și Young urcă foarte mult. De altfel, astăzi Trippier este cel care a produs foarte multe pagube în defensiva tunisiană, și acești doi jucători, fie vorbim de Ali, de Lingard, și intrând în combinație și cu Sterling, sunt jucători cu mare viteză care încearcă să dezvolte și viteză de joc aici. Iar toate lucrurile astea se fac pentru a-l pune în evidență pe acest Kane, golgheterul lor. Ok, am analizat Anglia, vreau să analizăm Belgia, pentru că vă spuneam și Belgia propune același sistem cu 3 stoperi. Dintre echipele mari de la acest mondial sunt singurele care joacă cu 3 fundași centrali, numai că aici la Belgia se schimbă un pic, e 3-4-3. Cât se schimbă sistemul și ce presupune 3-5-2, ce presupune 3-4-3 pe care îl propune Belgia, Andrei? Da, mie mi se pare că la belgeni un pic artificial, sau poate că a fost făcut acest sistem acum. Trebuie să vedem și în etapele următoare, pentru că au avut în față și un astfel de adversar, pentru că l-am văzut jucând în zona din stângă pe Carrasco. Nu știu, sunt foarte curios să văd dacă și într-o partidă cu un adversar mai dificil, el va fi cel care va face toată banda, chiar sunt foarte curios. Ei bine, aici au fost doi jucători de siguranță, nu Henderson, în fața celor trei fundași centrali, care au alternat momentele de apărare cu momentele de atac, sigur, cu mai mult apetit ofensiv pentru De Bruyne și mai puțin pentru Witzel, dar acești doi jucători nu au făcut de foarte multe ori mișcările în lateral și mai degrabă au intrat în centru, de altfel și ei foarte dinamici, mai dinamici decât englezii, mi se par mie, sau mai cu o calitate mai bună în a scoate om din joc, și de asemenea și la ei munca se face pentru vârful de atac, pentru Lukaku, cel care, asemenea lui Ken, a marcat de 2 ori astăzi. Mulțumesc frumos, Andrei, revenim la știri. Ioana? Vă mulțumim pentru analiză.